Deci, combinația aceasta de cerc pedagogic, de întâlnire omagială și mai ales aceea de a avea în rândul nostru pe domnul profesor Marion pentru o conferință, eu cred că este un lucru care poate să atingă mai multe puncte în ce privește formarea noastră profesorului istoric. Și sper să apreciați la această valoare eforturile pe care le-au făcut copiii. Doamna profesoară, de exemplu, că ideile au venit așa din discuții, cum să facem să nu formalizăm. Și știți, va fi că luptăm de multă vreme cu această rutină, cu această stare de formalitate și până bunim. Și spunem tot timpul că în atenția noastră stă elevul. Ei, chiar am demonstrat astăzi, prin activitatea doamnei Treisel, că activitatea noastră, corpul central, într-adevăr, se focusează pe elev. Mulțumim foarte mult, felicitări, vă mulțumim frumos, doamne Treisel, pentru că o să vă premiez și eu, pentru că toți suntem la premiere. Avem în fiecare an, copiii care fac ca numele județului Neamț să apară la toate concursurile naționale sau la unele în mod special. Și anul acesta, pentru că se încheie anul 2016, deși noi am întâlnit la Gala Pelotor, țin în mod special să felicit din nou trei elevi, cărora le-am pregătit câte o diplomă care să onoreze, de fapt, munca lor și să demonstreze că noi, prin ei, suntem ceea ce suntem. Și doar prin ei. Nu cred că am putea realiza foarte multe lucruri. Îl rog pe domnul președinte de la APIN să fie amabil să ne ducă sub haine. Da, și salutăm prezența care și dumneavoastră datorie grea astăzi organizează alegerile. Și am pregătit aici diplome pentru trei elevi. Și două doamne profesoare. Vă mai amintiți cine a câștigat locul din pe țară la sesiunea de referate și comunicări din România? Vă mai amintiți pe Gerard? Este aici? Este. Gerard, te rog să fie alături de noi. Nu mai amintiți pe Gerard Bașă? Teodora nu este aici. Și Teodora a fost o premiantă la nivel național. Dar alături de Gerard a mai fost Cristian Gheorghiu de la Hogaș, plus de aici. Nu este, dacă nu, rog pe doamna profesoară să vină alături pe mine. Acestea sunt cele trei nume care anul acesta, 2016, au adus lauri pentru județul Neamț și am primit felicitări. V-am spus, mulțumesc felicitări, pe nedrept, aș zice eu, pentru că se cuvine profesorul întrumător. Doamna profesor doctor Dorina Mizandrexă și doamna profesor doctor Mădăsare Ionescu Daniela. Este prima oară când mi-am adus aminte numele complet. Vă rog frumos! Pentru... olimpică de 3 ani, sperăm și în al 4-lea, va fi olimpică națională premiată. În acest an, Sebastian, cu lucrarea despre Belgia în anii Marelui Război, a luat locul întâi la sesiunea națională de referate și comunicări la secțiunea Istorie Universală. El continuă activitatea în alte elevi, care s-a dat în de Dejar, Radu Ștefan Tigran, care a vorbit despre istoria armenilor în primul război mondial cu un an înainte și a venit cu locul întâi. Dar astăzi Tigran o să prezinte
ceva ce este tema noastră de cercetare despre neamul din anul 1914-1918, a rostit de prezentare. Pasiunea lui Sebastian, deci a fost încununată de succes în acest an și noi încercăm să obținem, nu știu, un fotbal cum se cheamă, la istorie, cu obții trei premii. Da, să încercăm și anul ăsta, nu? Eu m-am ferit să-i spun numele pentru că nu mi-e șar. Deci, cum? Da, se poate. Numele meu să păi, are origine flamandă, dar eu sunt paro, adică, din partea ta. Numele se germanizat și nu. Da. Păi, așa am zis de... Van Apen. Van Haer. Van Apen. Care a venit la activitatea noastră și dorme să cunoască profesori care va avea o colaborare de acum îndelungată, că nu știu de ce program angajează. După care va urma scurta prezentarea colegului a lui Tina, dar trebuie să nu aș fi instalat până atunci aparatul aici. Și un al patrulea proiect pe care
cumva elevilor și profesorilor din mediul rural, vrem să aducem cât mai mulți elevi din mediul rural în muzeele neamțene. Și slavă Domnului, Muzeul Neamț beneficiază de una din cele mai importante rețele muzeale din țară, 16 muzei întinse pe cuprinsul a 4 orașe. Iată câteva, să spunem, din proiectele pe care am vrut să le împărtășesc astăzi dumneavoastră și să vă cer sprijinul și ajutorul pentru ca aceste proiecte să fie în auzit, să aducă rezultatul dorit. De asemenea, dacă tot sunt astăzi aici, vreau să mai fac câteva precizări legate de această perioadă și de activitățile pe care instituția noastră le desfășoară zilele acestea. Sunt câteva expoziții temporare, o expoziție deosebită, consider eu, realizată la Muzeul de Istorie și Arheologie din Piatra Neamț, cu privire la Intrarea României, 100 de ani de la Intrarea României în Primul Război Mondial. O expoziție puțin atipică, prin care s-a încercat chiar reconstituirea unui tranșeu din Primul Război Mondial. Cred că este o expoziție interesantă și inedită, de asemenea avem o expoziție Ochii Reginei Maria, tot la complexul muzeal, la Muzeul de Istorie. La Muzeul de Artă, iarăși, Misterele din Fereastră, o expoziție interesantă, multe, multe activități care se desfășoară în acest timp, plus simpozionul care urmează luni, 28 noiembrie, la ora 11, la sediul instituției, privind semnificația zilei de 1 decembrie, Ziua Națională, ocazie care se vor lansa, se vor prezenta două cărți, facem un simpozion pe această temă și, de asemenea, și noi încercăm să premiem, să facem în evidență și să apreciem elevii și profesorii, oferind premii unor elevi de la Borca, care au obținut rezultate foarte frumoase la un concurs organizat de Institutul de Cercetare a Primelor Comunismului. Sunt câteva din proiectele noastre. Încă o dată vă felicit pentru activitatea noastră de astăzi și activitatea pe care o desfășurați zi de zi la Catedră. Sper să găsim în dumneavoastră un partener și un susținător al proiectelor noastre și cu ocazia aceasta lansez încă o dată invitația ca și dumneavoastră, ori de câte ori aveți o inițiativă, un proiect ce vizează instituția noastră, acte de cultură, de educație, activități extrașcolare, absolut orice, să vă adresați cu încredere prin doamna inspector, care îi mulțumesc în mod special pentru că a făcut posibil întâlnirea de astăzi și pentru că a făcut posibilă semnarea acestui protocol și este de fiecare dată, cel puțin până în momentul de față, scurta mea perioadă, dar din spusele colegilor, întotdeauna a fost alături de Complexul Muzeal Județean Neamț. Sperăm ca împreună să reușim să realizăm activități frumoase și de un interes real, atât pentru elevi, cât și pentru profesori și pentru toți cei interesați de istorie, de cultură, de artă și de frumos. Vă mulțumesc tare! Vechea colaboratoare și a colegiului și a multe dumneavoastră. Activitatea noastră continuă cu ceea ce reprezintă tema de cercetare a profesorilor din județul Neamț, referitoare la evenimentele din 1914-1918, cum la Colegiul Național de Curare și deja există niște preocupări în acest sens. În 2014, un elev care mai este student la Studii Europene la Cluj a obținut premiul special la sesiunea națională, prezentând comunicarea din Rareșul de acum în viața comunitării. L-am bucat pe Tigran, care este și el premiant cu premiul întâi la sesiunea națională, să preia o serie de informații din ceea ce pregătise Gian Negurianu în 2014 și din ceea ce a pregătit Tigran la sesiunea județeană din 2016, unde a primit locul al treilea și nu a mai participat în acest an național, dar preocupare pentru cercetare rămâne. După care o să vă prezint pe două elevi de la clasa 10 pregătite de colega mea Sonia Coban,
câteva informații despre un proiect de încălzire pe care l-avem pe tema patrimoniului sport cu un liceu din Franța. Iar de la cele spuse la domnul profesor Valeon, pentru că întârziam puțin momentul cifrei conferinței, dar sunt convinsă că va fi conferința așteptată și mai mare nerăbdare. Se fac tinge lumine la faptul de prezentare, dar nu de tot. Ele cunoaște sunt doar de tot. Doar să nu dăm pe aici ceva. Suntem pe mod de reșurcine, cu știți mai multe. Se poate înțelege fără să folosesc microfonul? Da. Stimați invitați, stimați profesori, stimați colegi, astăzi o să prezint proiectul realizat cu coordonarea doamnei profesoare Dorina Dexter. Proiectul are două părți, prima parte perioada 1914-1915, anii de pregătire, iar a doua parte, anul 1916, anul Imperiei României Marele Război și influența, bineînțeles, asupra orașului și asupra liceului nostru. Primarul orașului Piatra Neamț în perioada 1914-1918 a fost autodidactul Dimitrie Hogea, iar acesta folosea ca motto în cartea sa din trecutul orașului Piatra Neamț amintiri, folosea expresia cinstim trecutul, noi pregătim viitorul, care sintetizează motivația de mersul liber. Voi începe astfel cu prima perioadă, perioada 1914-1915, în care Emilian s-a făcut de director. La începutul anului școlar, 1914-1915, era de amat. Și citesc ce spuneam. Din iulie 1914 și tot cursul acestui an, am fost și suntem între spectatorii cele mai groaznice tragedii ce a zbutuit vreodată omenirea. Războiul ce se deslănțuie în întreaga Europa și în jurul frântarilor noastre, amenințându-ne, în tot timpul se cuprinde și pe noi, pune spre deslegare și întreaga problema neamului românesc. Existența noastră ca țară și ca neam, voi fi cu siguranță legate de rezultatele acestui război. În ciuda tuturor dificultăților, atât profesorii cât și elevii s-au străduit să păstreze o aparent normalitate, o stare de normalitate în liceu. Cursurile s-au desfășurat conform programului, mai chiar elevii aveau diverse activități extrașcolare. Și am să vorbesc pe scurt despre activitățile elevilor din liceul nostru. Voi începe cu societatea de lecturi, care era al 10-lea an de activitate, și a reușit să țină 7 ședințe publice. În prima a avut program Poezia la aer de Mihai Minescu, care a fost interpretată și de corul liceului și care oglindea starea de spirit a românilor din acea perioadă. Elevii erau iubitori de artă. Aveau activități ce țineau de literatură, cum am spus, de muzică, de desen, de film. Chiar această sală era folosită ca sală de proiecție. Elevii aveau un cinematograf. Elevii se ocupau de proiecții de filme, strângeau fonduri pe care le foloseau după aceea în diverse scopuri caritabile. În schimb, elevii au pasionat și de științele reale. De dovadă sau numeroasele participări la concursurile organizate de Gazeta Matematică. Preocuparea pentru pregătirea militară nu era neglijată în această perioadă. Atât profesorii cât și elevii erau preocupați de această pregătire. Mai mulți profesori au fost concentrați, iar elevii erau reputați și instruiți pentru tragere începând cu vârsta de 15 ani. Trebuie menționată și activitatea de cercetași a elevilor noștri, care avea ca scop conform articolului 3 de a dezvolta în tinerii din orice clasă socială, însă și individuale, ca vigoare, îndemânarea fizică, inițiativa, curajul, demnitatea și onoarea, precum și însușiri sociale și umanitare, precum solidaritatea, patriotismul și altruismul. În chipul acesta se vor forma viitoarele generații de oameni de caracter și cetățeni conștienți de datorile lor și folositori patrii. Îi zic că și noi eram gata oricând și tot înainte. Pentru țară, pentru bine, pentru adevăr. Cercetășenii pregăteau pe elevi în diverse domenii. Cum ar fi, de exemplu, îi pregătea să ajungă ajutor de pilot, sanitar, montaj, călăreț, rutier, bucătar, electrician, fierar mecanic, geolog, mineralogist, călăuză, trebuia să cunoască spațiul orașului Piatra Neamț. Plorează spațiul județului Neamț, plorează de 5 km. Interpret, va să cunoască limbi străine, fotograf, semnalizator, va să cunoască imagine prin semne, va să cunoască codul Moise, trecători, pompieri sau telegrafist. Se poate concluziona că în această perioadă, chiar dacă
elevii și profesorii își continuau activitatea de la clase și își continuau activitățile extrașcolare, culturale. Ei nu au neglijat pregătirea pentru războiul în care România avea să intre. Astfel, intrăm în cea de-a doua parte a proiectului Piața Neamțelor în perioada anului 1916. Putem observa aici o imagine cu orașul în acea vreme, o imagine cu primarul nostru din Hoxha, în care coștară cu orașul. Și vom discuta despre situația orașului Piața Neamț. Deși ne spune situația județului Neamț ca în 1916, făcută de prefectul Eni Ioanescu, au existat niște erori, copilășul recensământului populației din 1917, s-a stabilit cu certitudine că populația orașului era de 18.928 de locuitori. Ea era la sfârșitul anului 1918 de 23.000 de locuitori. Așadar, observăm că, paradoxal, populația a crescut. În privința structurii etnice, N.G. Tarantil, în lucrarea sa Călăuza Prinsului Județul Neamțu, spune că din cei aproximativ 18.000 de locuitori, jumătate erau evrei. Aici este o imagine din strada Fieci din orașul Piața Neamț. O altă imagine. Viața economică. Poate să pare paradoxal, dar numărul stabilimentelor industriale din oraș a crescut în anii războiului, de la 19 în 1914, la 36 în 1916, ajungând chiar la 41 în 1918. Dintre toate acestea, cele care au putut da orașului o forță economică, erau numai fabricile de cheia, fabrica de tricotaje Doamna, fabrica de mucava și uzina hidroelectrică, care din nefericire funcționa puterea asta completă, datorită prețului crescut al materialelor, care primăria nu putea face față din punct de vedere financiar. Dintre toate aceste stabilimente industriale, unele nu funcționau din diverse motive, cum ar fi, de exemplu, prețul materialelor, de care erau închise statisticile oficiale, pot să fie, de fapt, niște stabilimente industriale de mare amploare, cum ar fi, de exemplu, fabricile de apă gazoase, care erau niște sifonării. Ocupația de bază ale locuitorii, pentru locuitorii orașului erau însă agricultura și creștea animalelor. Avem ca dovadă recensămintele animalelor domestice din perioada 1914-1918. Aici avem o imagine cu niște plutași. Bugetul orașului. Dacă în exercițiul financiar din anul 1915-1916 s-a încheiat cu un excedent furnizat de 120.316 lei și realizat de 82.530 de lei, situația se modifică la sfârșitul exercițiului financiar din următorul an, 1916-1917. Astfel, bugetul ordinar prevedea încasări de 620.622 de lei și preț de 608.813 lei, încât excedentul bugetar era numai de 19.953 de lei. Era anul financiar 1917, din cauza războiului, veniturile s-au redus cu 39.500 de lei. De asemenea, bugetul aprobat prin decretul regal numărul 272 din 29 martie 1917 era mai mic decât cel făcut de autoritățile locale. Excedentul bugetar era de 2.600 de lei. De acest motiv, a trebuit să reducă diverse cheltuieli locale, cum ar fi, de exemplu, indemnizația de locuința funcționarilor orașului, diuina consilierilor locale, a magistraților, a grefierului, sau cheltuielile pentru cumpărarea lemnelor de foc, inclusiv pentru școli, cheltuielile de asistență publică, ajutorarea persoanelor sărace, a elevilor și așa mai departe. Aici este o imagine cu prima pagină din proiectul de buget din anul 1916-1917. Deci, în următoarea parte, pregătire de război. Prima școală transformată în cazarmă a fost școala numărul 1 de băieți Costache Negri, în care au venit militarii din regimentul 55 infanterie, fiind încazarmați în sălile de clasă, încă din vara anului 1914. Apoi, în liceul nostru, liceul nostru a părăsit cu armata sălile de clasă, încă din 1914, și au ocupat clasele pentru 1-a, 2-a, 3-a, 4-a, 5-a și a 6-a, sala de gimnastică, iar noi profesori au fost concentrați, iar cei au fost specialiști sub gimnastică. Dintre acești profesori se numără Dea Andreescu, profesorul de matematică, Mihai Botez, așa este o imagine cu liceul pentru Rareș, în dreapta jos este atelierul fotografic Chevalier. Aceasta este o imagine cu Mihai Botez, profesor de matematică, Vasile Ghițescu, profesor de limba română, cu grad de capitan la regiment, a fost înlocuit în regimentul 25 infanterie Grafo. Și-a participat la lupte de eliberare a Transilvaniei, a fost de tot Ordinul Sfânta Ana cu spade și cu
coloana României cu spade. Apoi, Panaite Popovici, la asemenea, ne-a lucrat și el în lupta pentru eliberarea Transilvaniei, a fost și el lucrat cu coloana României cu spade, M. Stoinescu, profesor de istorie, și apoi I.G. Vasico, pe care puteți întreba. El nu a luptat pe front, în schimb, s-a ocupat de conducerea cercetașilor care au avut un impact tehnic și care s-au implicat în viața de război a orașului. După aceea, colectat, vorbim despre colectat, viața cotidiană afectată de război, o consecință imediată de care războiului a fost creșterea prețurilor la alimente și la cele necesare chiar. Faptul ce a dus și, bineînțeles, la creșterea spectrului. O altă problemă cu care s-a confruntat populația orașului a fost lipsa electricității, pentru că, cum am spus mai devreme, ușina electrică nu putea funcționa la capacitatea maximă. Proiectarea ofertă de război. În august 1916, primarul orașului Dimitrie Hocea a tipărit un apel pentru strângerea de ofrande, pentru a fi afișate în locurile publice și pentru a fi trimise cetățenilor de bază din oraș. Aceasta este o imagine cu gala. Trebuie menționat că, pe lângă șeful civil al grei din oraș, a fost și un comandant militar care supraveghea mersul trenurilor și prioritatea a fost, bineînțeles, transportul de trupe. Bombardamentele inamice. Primul bombardament aerian asupra orașului a avut loc în prima zi a intrării României în război, dar din fericire nu a existat victime. Un al doilea bombardament a fost asupra unui convoi sanitar, iar două primele au fost venite, dar una a fost intrim, a rămas intrim. Din cauza faptului că aveam rezolvare nouă, aveam numai bombe, ci și bomboane sau lucruri otrăvite. Administrația orașului a obligat școlile să pună la vizeul lor câte un anunț prin care informau elevii de acest fapt și rugau să nu se atingă despre obiecte și să anunțe administrația locală pentru a lua măsurile cuvenite. În ce sunt de bază al orașului, vila Lanul, care este concluzată pentru copiilor, posibile concluzii. Mai făcut în această intervenție câteva aspecte din viața orașului în perioada 1914-1916, înainte și după intenția invasiei războiului, pentru evidenția modul în care orașul a contribuit la efortul de război și modul în care războiul a afectat viața comunității. Consider că această evocare este necesară pentru ca să putem cunoaște mai bine istoria orașului nostru, istoria acestor locuri. Putem face mai bine efortul locuitorilor orașului, al profesorilor, al elevilor care au învățat aici. Și pe elevă alea și studii personale de istoria liceului meu. Și mândru de profesorii pe care acestea au avut, că nu au ezitat să lase clasa pentru câmpul de luptă sau catedra pentru tranșee. De aceea sunt convins că evocarea acestor fragmente de istorie poate duce la redescoperirea unor modele umane și poate conduce la o continuă reflexie. Vă mulțumesc! Ultima temă a acestui proiect este tradiția. Vrem ca
Cred că urmează momentul mult așteptat de fiecare profesor participant și cred că mai. Conferința susținută de domnul profesor Bogdan Petru Marian, care ne invită alături de noi. Accesul la surse este pentru un cercetător o condiție esențială a reușitei. Ori am văzut cu toții că aceste expuneri nu sunt doar simple compilații, sunt opere științifice, desigur, în stare incipientă, care nu mă îndoiesc că vor fi dezvoltate. Vă voi spune câteva cuvinte despre Universitatea din Iași și Marea Unire. Din punct de vedere profesional, eu mă ocup de o istorie, de o perioadă istorică mult mai veche, istoria Egului Mediu. Însă, opțiunea mea se bazează pe o anumită experiență profesională pe care am derulat-o timp de 5 ani, când a fost directorul Muzeului Universității Alexandra Amstuta din Iași. De fapt, am fost primul director și m-am ocupat de organizarea acestei instituții. De-a lungul acestei perioade am fost nevoit să dau răspuns la toate de întrebări. Știți că, dumneavoastră știți foarte bine că profesorul de istorie este considerat un fel de Google, variantă fizică, așa să spunem. Varianta umană a motorului de căutare. Și oricine pretinde de la profesorul de istorie să știe cât de în lună și în stele. Mai ales atunci când este vorba de istoria instituțională. Așa încât m-am arătat preocupat de tot ceea ce reprezintă istoria universității, pentru a putea răspunde într-o manieră onorabilă la aceste întrebări, mai ales că răspunsurile mele erau contabilizate și în dreptul instituției. De aceea am ales acest moment. Apoi, anul 1916, atât de des invocat,
are pentru universitatea noastră o semnificație deosebită, așa cum o vedea, pentru că este un an decisiv din perspectiva procesului realizării statului național unitar. Atunci când dorim să punem în evidență anumite momente istorice, suntem fatalmente obligați să recurgem tot la trecut, pentru a explica contextul în care s-au desfășurat anumite evenimente. Așadar, dați-mi voie să încep cu întemeierea, cu fondarea universității, pentru că în felul acesta ne putem explica și ceea ce s-a întâmplat 60 de ani mai târziu și care a fost dimensiunea implicării universității și universitarilor în realizarea marii. O să mă descurc. Vreți mă ajutați? Dați prima imagine. Nu voi folosi text, nu sunt atentul acestor prezentări citite de pe pereți. Vă voi prezenta doar câteva imagini ilustrative. Universitatea din Iași, pentru că așa s-a numit atunci, Universitatea titulatoare care este numai pentru Universitatea din Iași, a fost fondată la 26 octombrie 1860, iar sediul reprezintă o casă impozantă, o casă de secolul XVIII, care astăzi încă se mai păstrează. Pentru acei dintre dumneavoastră care cunoaște orașul din Iași, ea este astăzi încadrată în structura Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, este acel nucleu central care vedește astăzi rectoratul. Era o clădire frumoasă și reprezentativă pentru ceea ce trebuia să reprezinte universitatea. Instituția în sine a îmbrăcat, dacă vreți, sau s-a pliat pe trendul epocii. A fost, trebuie să o spunem înainte de toate, o formă fără fond. Pentru că așa au luat naștere multe dintre instituțiile noastre moderne. Am creat mai întâi cadrul și apoi am dezvoltat factorii meniți de asigură continuitate. De ce spun acest lucru? Pentru că încă de la bun început s-a dovedit că există puțini specialiști, adică profesori, oameni care dau valoare oricărei structuri. Și s-a recurs la ajutor de peste munți din Transilvania și s-a vorbit, se vorbește în istoriografie, de un adevărat import, între ghilimele, import de altele. Începând cu Simeon Bărmuță, marele jurist, apoi Petre Suciu, Cernicle, cunoscut mai curând prin notoritatea pe care a dobândit-o soția sa, tânăra sa soție, Veronica Mitre, dar Ștefan Mitre a fost un mare profesor care școlit la Viena și Budapesta, care a ilustrat Facultatea de Științe. Așadar, Moldova nu avea suficiente energii creatoare și a recurs la acești oameni, la acești transilvaneni care avuseseră acces la marile școli din Universitățile Central Europene. Ce vreau să spun prin aceasta? Încă din momentul inițial, încă din primii ani, Universitatea și-a depășit destinul său local, așa cum fusese prefigurat de întemeitori. Mai întâi de Grigore Alexandru Ghica, care în 1859 a fondat primele facultăți, Facultatea Juridică, și apoi de marele fondator, care, surpriză, nu este Alexandru Acuza, este Mihai Cocărnicean. Cuza s-a întâmplat să fie atunci cel care conducea destinele Principatelor Unite, dar Cocărnicean a fost cel care a forțat lucrurile. Nu vreau să dărâm aici statui, pe rândeală. Dar Cuza, în paranteză, fie spus, fix și imagina o altfel de universitate. El era un om practic, așa cum a dovedit-o prin toate măsurile sale, și dorea o universitate de tip napoleonian. În Europa timpului se conturaseră două modele fundamentale. Universitatea, așa cum am spus, franceză, de tip napoleonian, care avea o menire, mai cu seamă, practică, aceea de a forma cadre administrative, ingineri, specialiști în diverse domenii, și Universitatea Germană, de tip humboldian, care avea la bază, mai curând, un model ideal. Crearea unui om cultivat, cu diverse cunoștințe, din domenii diferite, fără a-i conferi neapărat
acestui proces educațional o destinație concretă, precisă. Noi, în mare parte, și astăzi trăim această dilemă în învățământul superior românesc. Ce facem? Creăm specialiști care să fie capabili să-și însușească o anumită funcție foarte precisă într-un domeniu la fel de limitat, sau urmăm acest ideal de a crea oameni cu o anumită cultură generală, o anumită cultură de specialitate, care ulterior își vor găsi drumul. Nu vreau să insist, însă, acestea au fost cele două modele. Copernicianul și-a impus punctul de vedere și a creat această universitate de tip bolivian german. Universitatea generoasă, așa cum s-a numit. Iar profesorii de peste mulți au avut o lesență. Un alt element care ilustrează, de-o manieră eloventă, această vocație anticipativă a actului fondator, reprezintă relația cu românii din Basarabia. În Basarabia, după cum bine știți, s-a desfășurat un proces intens de rusificare. Și mulți dintre tinerii care doreau să păstreze cultura română au ales Universitatea din Iași, au venit aici să se instruiască. Cel mai cunoscut dintre aceștia este Constantin Ster. Pe nedreptuitat astăzi. Lui datorăm foarte multe lucruri. A fost o persoană personalitate controversată, prin prisma faptului că opțiunea sa fermă în calitate de rector al Universității a fost de a intra în războiul de puterile centrale, iar ulterior a jucat un rol decisiv în unirea Basarabiei cu România. Însă, voi reveni asupra acestor chestii. A fost, zic, unul dintre studenții celebri care a devenit profesor la Facultatea de Drept și apoi rector al Universității. Iată deci un basarabean care a parcurs toate aceste etape. Din toate aceste exemple, vreau să ilustrez faptul că acest proiect, cu o vocație mai curând locală, și-a dovedit capacitatea de a coagula energiile întregului spațiu românesc. Prezența acestor oameni, din Transilvania sau din Basarabia, nu avea un rol strict funcțional, în plan didactic. Pentru că ideea de a găsi o formulă prin care toți românii să comerțuiască în același stat, este una de factură intelectuală. Unirea, suntem cu toții istorici, știm, unirea nu a reprezentat o finalitate sau o expresie de finalități istorice inevitabile. Românii doreau acest lucru, însă nu știau când se va realiza sau dacă se va realiza vreodată. Avem și exemple de istorie recentă. Cu toții sau cei mai mulți dintre noi ne doream căderea comunismului. Însă unii mari specialiști, chiar specializați în căderea comunismului, profețeau o lungă viață acestui regim. El s-a prăbușit, după cum știți, într-o manieră totul neașteptată. Sau pentru cei mai mulți dintre noi neașteptată. Ei bine, și alte evenimente istorice semnificative nu au putut fi prevăzute. Istoricul nu este un profet, știți foarte bine. Există anumite prognoze rezonabile, însă nu putem ști nici măcar ce se va întâmpla peste un an sau doi. Așa se întâmplă și atunci. Așadar, Universitatea a reprezentat un spațiu de dezbatere în care oameni veniți de pretutindeni din spațiul românesc, din lumea românească, au crezut în acest ideal generos, în acest ideal frumos. Lucrurile nu păreau previzibile nici după 50 de ani de la fundarea Universității. Sărbătorirea primei jumătăți de secol de existență a fost în anul 1911, nu 1910, întrucât Iași există o serie de probleme, și de ordin financiar, dar și de altă natură. O epidemie în jurul orașului, așa încât nici în momentul 1911 nu era clar când se va întâmpla unirea sau dacă se va petrece acest eveniment. După cum știți, Marea Unire a fost determinată de izbucnirea Marului Război, despre care s-a vorbit aici, iar România a ales expectativa armată pentru prima parte a acesteia, urmând ca decizia să fie luată la momentul oportun, așa cum s-a spus.
Nu intru în chestiuni de istorie politică, politico-militară. Știți foarte bine, decizia noastră a fost oarecum forțată de andantă, care a făcut statului român o ofertă greu de refuzat. Mobilizarea a început pe 15 august 1916 și mediile intelectuale, așa cum se întâmplă de cei spații intelectual, au intrat într-o anumită efervescență, existând o controversă între cei care doreau intrarea războiului alături de Antantă și cei care înclinau mai mult spre puterile centrale. Este o temă resuscitată la nivel istoriografic, la recent, de anumiți specialiști. Cert este însă că tabăra celor care optau pentru menținerea alianței cu Austro-Ungaria și eventual intrarea războiului alături de aceasta și de Germania, Rusia, Bulgaria și celelalte, se afla în minoritate. La Universitatea din Iași, energiile au fost coagulate în acest sens de rectorul Constantin Stere. Basarabean a ajuns rector după an. Nu era simplu. Mai erau și alți profesori. Profesorul Bărmulescu, slavistul Bărmulescu, de la Litere Virgil Arion, de la DEC. Dar oricum erau în minoritate. Să nu înțelegem că acești oameni nu erau patrioți. Istoria nu le-a dat lor dreptate. Dar erau altă opțiune. Ei doreau, cum nu se poate mai mult, binele României. Dar credeau că aceasta este calea de urmat. De ce? Care erau argumentele? Argumentele țineau de pericolul pe care îl reprezenta Rusia. O alianță cu Rusia, spuneau ei, a riscat să distrugă finalmente statul român și nici de cum să redea unitatea la care aspirau toți. Apoi, era atașamentul misterie față de locul de natale, față de Basarabia. Nu putea uita de unde vine și atunci credea că puterile centrale ne vor ajuta să recuperăm acest teritoriu istoric românesc, care, spunea Stere, aparținea de drept statului român, prin faptul că în 1812 fusese descris din Moldova istorică. Pe când Transilvania, să recunoaștem, Banatul, nu aparținuse niciodată unui stat românesc. Bun. Putem vorbi despre voivodatul Transilvaniei, ca formă politică românească, dar argumentele erau mult mai puternice, credeau ei, în favoarea alianței cu puterile centrale și, pe cale de consecință, de recuperarea Basarabiei. Universitatea a intrat într-un adevărat tumult, o fierbere și, finalmente, tabăra antantistă a triumfat. Iar consecințele au fost dramatice pentru Constantin Stere, care a trebuit să-și dea demisia și chiar să părăsească orașul Iași. Așadar, Universitatea a contribuit, prin implicarea în dezbaterea publică, la opțiunea pentru puterile, pentru Antantă. Fie alături de Franța, Anglia și Rusia. Știți foarte bine care au fost condițiile în care România a intrat în război. De asemenea, cunoașteți situația armatelor, cu grave probleme de instrucție, logistică și așa mai departe. Nu acesta este obiectivul meu. De asemenea, vă este cunoscut parcursul campaniei care s-a finalizat cu dezastrul de la Turcucaia, în sud, după succesele Brenelii din Transilvania și pierderea Bucureștiului. Ei bine, aici începe rolul fundamental al Universității din Iași, pentru că după cele două luni de aproape trei luni de campanie, devenise evident că România va suferi pierderi teritoriale imense. Și atunci autoritățile au decis mutarea treptată la Iași. Mai întâi, diverse componente ale administrației și, în cele din urmă, guvernul și familia regală. Cu toți au ajuns aici. De asemenea, în fața trupelor de ocupație, germanul, bulgarul, austro-ungarul, turci, dacă vreți să spunem toate componentele, foarte mulți civili s-au retras. În majoritatea lor spre Iași. Dar și spre alte orașe din Moldova. Asta explică ceea ce ne-a
dilema pe care a expus-o colegul nostru, dacă nu este în sală, domnul Radu, cred că se spunește, privitoare la creșterea neașteptată a populației orașului Iași. Tipic la populației orașului Piatra Neamț. Așa se explică, prin faptul că foarte mulți oficiali și nu numai din Muntenia și-au găsit refugiu aici. Creșterea pe timp de război, așa se explică. În cazul orașului Iași, situația a fost cu adevărat dramatică. Putându-se vorbi de o adevărată explozie democratică. Orașul Iași avea 80.000 de locuitori la începutul secolului 20 și în decembrie 1916 a ajuns la peste 300.000. Orașul nu era pregătit să primească acest val de refugiați. Nu existau resurse necesare și spații de cazare. A fost o perioadă cumplită. Potrivit mărturiilor celor care au asistat la evenimente, oamenii disperați își căutau adăpost în locuințe improvizate, iar numărul morților era imens. Se apreciază, pentru că nu există cifre exacte, că în perioada iarna, dintre anii 1916-1917, în Iași mureau zilnic, atenție, peste 500 de oameni care au îngropați în grup comune și în Moldova, în general, situația era dramatică, pentru că, odată cu administrația, s-a retras și armata. Se apreciază că trupele române plus refugiații se cifrau la, ajungeau la cifra de 1.600.000 de oameni. Și nu uitați că la aceasta se mai adaugă încă 1.000.000 de soldați ruși, care staționau lângă Iași, pe dealurile de la Sopot. Așadar, peste 2.500.000 de oameni, în condițiile în care, înainte de război, Moldova avea puțin peste 2.000.000 de locuitori. A fost un efort extraordinar, un efort colosal pe care a trebuit să facă orașul Iași și această provincie istorică și ea diminuată, pentru că frontul nu respecta linia de sud a Moldovei istorice. Unde se situează Universitatea din Iași în acest efort? Aceasta este clădirea noua Universității din Iași, pentru că în timp spațiul vechi pe construcții, lăsați, e bine și așa, s-a dovedit insuficient și la sfârșitul secolului al XIX, mai exact în 1897, s-a pus în funcțiune noul Palat Universitar, clădirea actuală a Portului Apei, cei care au fost ulterior, când a intervenit cu corpul, s-a extins cu partea destinată facultății de drept. Dar inițial aceasta era clădire, o clădire frumoasă, zic eu, cea mai frumoasă clădire, cel mai frumos sediu de universitate din țară, opera arhitectului lui Ivan, cel care a proiectat și clădirea cecului din București, la un alt trecă. Universitatea trebuia să se țină culpa acestui efort. În primul rând, efortul era făcut de universitari. Lăsați-mă acolo. De universitari, de profesori și de studenți. 30 de profesori ai universității au fost ofițeri activi în timpul războiului. Printre care Ion Borcea, filologul, Traian Bracu, germanistul, nemai vorbind de profesorii facultății de medicină, care au fost toți imobilizați ca medici militari. Dintre studenți, 600 dintre ei, peste 600 s-au oferit ca voluntari în armata română. Universitatea și-a învățat cursurile în iarna anului 1916, iar întreg spațiu a fost pus la dispoziția instituțiilor statului. În clădirea centrală funcționau două ministere. Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, pentru că așa sunt atunci Ministerul Învățământului, și Ministerul de Război. Iar în clădirea veche, cea pe care a văzut-o anterior, funcționa Ministerul de Justiție. Așadar, întreg spațiul era la continuare, era afectat. Acesta este problema în aula veche a Universității, funcționa Senatul României. Aula veche, vă veți întreba studenții unde este ea.
Chiar numai aparține universității noastre, din păcate, ci universității politehnice, care perioada comunistă a fost înzestrată cu o bună parte a spațiului universității noastre și aproximativ un sfert din corpul clădirii principale, partea dintre patru copii, se află încă în administrarea politehnică, pe care și vechea aur. Ce se este vechea aur unde a funcționat Senatul Universității, iar Camera Deputaților a funcționat în sala Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași. Așadar, a fost vorba de un efort uman, dar și de o contribuție materială semnificativă. Instituțiile statului au funcționat în aceste condiții cumplite, dramatice, catastrofale, aș putea spune. Chiar cu mai multă ardoare și credință în victorie. În deschiderea sesiunii parlamentare din decembrie 1916, la Iași, regele Ferdinand a rostit un discurs emoțional, îndemnându-i pe români la rezistență și lăudând faptele armatei române, iar Nicolae Iorga, de asemenea, a ținut să le vorbească parlamentarilor în nota sa caracteristică. Iorga era un mare orator, nu doar un istoric genial, și un mare orator. Atunci, pentru a face legătura cu sărbătoarea dumneavoastră și cu patronul liceului, atunci a răstit, a reluat cuvintele lui Petru Rareș, cum fie astea a fost și mai mult decât atât, dar dându-le un alt sens. Le-a adaptat năzuințelor din vreme de război. Am pierdut două treimi din teritoriul național, pentru că atât la acest procent se cifrau pierderile, dar vom reuși să revenim și să câștigăm în cele din urmă războiul. De atunci, oamenii au popularizat aceste cuvinte și le-au dat un nou sens. Pentru că discursul Iorga a fost tipărit și răspândit pe linia frontului către soldații români. Așadar, cursul evenimentelor de plajă. La o altă imagine cu aura. Acum, imagine cu aura restaurată. Biblioteca Universității, Deca Biblioteca și laboratoare. Toate laboratoarele Universității au fost puse la dispoziție efortului de război. Ele au fost redimensionate, astfel încât să găzduiască diverse instituții ale statului. Mai dați. Afară dau înainte, tot mobilierul a fost compactat și au fost instalate birouri în care lucrau diverse funcționare. Da. Să facem această imagine. Aceasta este clădirea de astăzi, completată cu partea de Nespresso. Cursul evenimentelor este cunoscut de altă. Însă, ce ar vrea să mai spun în completarea acestor considerații, ține de ceea ce s-a întâmplat după momentele semnificative ale Unirii. Inutil să vă spun că decizia de a trimite trupele române în Basarabia a fost luată tot la Iași, în moment de geniu al lui Ionel Brăteanu. Marile decizii privind reformele care trebuiau făcute după război în ceea ce privește dimensiunea agrară și dimensiunea agrară și electorală au fost toate tot la Iași, tot în localul unde puse la dispoziție de universitate. Important este să vă mai comunic din punctul meu de vedere care a fost rolul rezervat universității după realizarea Unirii. Pentru că politicienii timpului au considerat că universitatea are o misiune deosebită, Universitatea din Iași. Pentru că se punea problema integrării noilor teritorii. În special este vorba aici de Basarabia. Procesul de rusificare făcuse progrese însemnat. Abia își dovedea deja efectele nefaste. Și atunci s-a considerat că studenții din Basarabia trebuie educați la o universitate românească pentru ca la revenirea în locurile de paștină să poată întoarce, dacă vreți, acest curs rusificator.
Ideea a fost una fericită, însă greu de pus în practică. La Iași au venit numeroși tineri basarabeni. A fost vorba de aproape, de la val. Însă, documentele de arhivă ne arată că aceștia nu se puteau integra. În primul rând, nu știau limba română. Am constatat cu stupoare atunci când mă documentam pentru realizarea muzeului, că profesorii de la Literen cereau să se angajeze noi lectori de limba română. Și mă întrebam de ce. Mi-am dat răspunsul imediat. Pentru că basarabenii nu știau un cuvânt românesc. Cum să înveți diverse lucruri, cum să înveți științe, filozofie, pe oamenii care de-abia reușeau să înțeleagă ceea ce se spunea în limba română. Și în aceste condiții dificile, universitatea a reușit să facă față, deși problemele nu se opreau aici. Mi-a trebuit foarte mult timp să vă povestesc studenții, mulți dintre studenții basarabeni erau deja bolșevizați. Veneau cu anumită propagandă de tip comunist. Considerând statul român un stat imperialist, un stat asupritor, etc., etc. Deci existau și aceste probleme. Apoi universitatea trebuie să facă față unor tulburări care proveneau de un anumit antisemitism latent. Populația Iașului era aproape proporție de jumătate evrească. Lucrurile acestea au marcat istoria universității. Și încă un lucru important. Guvernul central nu a oferit orașului compensațiile pe care acesta le pretindea. Orașul a fost, practic, distrus fără a fi ocupat. Vă dau un singur exemplu. Toate parcurile orașului au fost sacrificate pentru a se procura lemn de foc, combustibil și așa mai departe. Multe dintre clădiri au fost deteriorate. Universitatea în sine a suferit multe pagube. Statul unificat însă nu a acordat aceste compensații pe care le solicita Universitatea și orașul Iași. De aici s-au acumulat o serie de frustrări. Frustrările vizează două momente istorice, de fapt. Pentru că Iașul s-a sacrificat de două ori, nu? Odată în realizarea Micii Unii, în 1959, a renunțat la statutul de capitală. Era capitala unui stat. Cu toate beneficiile care se duc de aici. A renunțat la acest privilegiu. Și a doua oară, în timpul războiului, când a redevenit capitală, de această dată capitală de război, și de asemenea a suferit cumplit fără a primi și satisfacțiile corespunzătoare. Încă un aspect important. Odată cu integrarea Transilvaniei, s-a constituit Universitatea Românească de la Chișinău. Este o universitate maghiară, s-a constituit o universitate românească, numită mult simbolic inițial Universitatea Daciei Superioare, iar apoi, ca un act de recunoștință pentru ceea ce făcuse în timpul războiului Ferdinand I, numit cel de al, Universitatea Ferdinand I. Acesta a fost numele. Ea se numește astăzi Babeș-Bolyai pentru că s-a realizat această fuziune între Universitatea Maghiară și cea românească pe timpul comunist. Nici aici nu existau suficienți profesori. Și atunci Universitatea din Iași a întors serviciile făcute altă dată de Ardea și mulți dintre profesori au primit catedre la Cluj. Inclusiv cel care preda istoria medievală a românilor, profesorul de mult uitat, dar autorul unei monografii dedicate lui Ștefan cel Mare, profesorul Ioan Mursu, care vă spune ceva. Da? Au primit catedră. Da? Au primit. Nu că de obicei este trecut așa pe plana lui Teri. Au primit o catedră. Și mulți alți profesori, la știință, la medicină. Așadar, Universitatea din Iași și-a făcut datoria până la capăt, într-un oraș numit atunci, în mod cu totul sugestiv, orașul rezistenței până la capăt. Vă mulțumesc. Și 5% dintre colegi.
aici, au nu știu de vreo această carte. Este consistentă și din punct de vedere al informației. De face modern generalistă a istoriei comunității din noi așa de avem un proiect, se cheamă Comunitatea Muzicală, și pe acest proiect inserăm alte și alte idei. Aceasta a fost una dintre primele noastre idei, să zicem, a avut succes. Bine că sunt mașina cu ideea. Oricum, aș fi luat o seară, când ne-am putut să spună la ea. Mulțumim frumos. Felicitări. Din partea noastră, ordinom, implicarea dumneavoastră, în ceea ce înseamnă că la pentru mine este o la, propun fără mitul de o cristie. De fapt, eu sunt o